Eu, Antoana Caragian, amintirile emoționale, călătoriile mele și întâlnirii. Carte de autor, nu de autor. Îmi dau seama că atunci când personalitatea autorului despre care a cărui carte trebuie să vorbești, te copleșește, se întâmplă că pur și simplu sfârșești vorbind aproape numai despre autor și deloc sau mult prea puțin despre carte. De ceea ce mie cel puțin mi s-a întâmplat la lansarea din urmă cu o săptămână de la librăria cu Humanitas din Cismigiu, că pur și simplu cred că toate cuvintele mele vorbeau despre omul Antoana Caragian și foarte puțin despre această carte. Voi încerca astăzi, chiar dacă foarte scurt, să-mi repar greșeala, pentru că, de adevăratele, avem de-a face cu o autoare, cu o scriitoare. Antoana Caragian e scriitoare și amintirile unei monagenare sunt dovada cea mai limpede că e așa. Chiar dacă ea pe alături cu așa un alin care îi vine foarte bine, spune că dacă ar fi putut doar să traducă țările, orașele, muzeele, întâlnirile cu oamenii pe care i-a cunoscut, sigur i-ar fi ieșit mai bine. A ieșit foarte bine și din plin merită felicitatea. Amintirile unei nonagenare, vă spun, vă dați, cred, cei mai mulți dintre dumneavoastră știți, doamna Caragian a împlinit de curând 90 de ani și cred că e pur și simplu vorba despre doar o cifră. E atât de multă tinerețe, atât de multă bucurie, atât de multă curiozitate în Antoana Caragian și toate acestea transfer fiecare în paginile cărții, încât de adevărat la cred că putem și uita că e vorba despre 90 de ani. Am simțit în paginile cărții doamnei Caragian că există, se naște un fel de filigram, sunt trei metale prețioase, care sunt foarte atent trecute din pagină în pagină, ele fac o structură de rezistență, care nu e una foarte la vedere, nu e una care să-ți scoate ochii. Se fac ca o pânză preatică, prețioasă și îmbogățind fiecare pagină. Aș vorbi mai întâi despre filigramul, se spun, emoțional, afectiv, personal, intim. De la pagina din jurnalul de la 25 de ani, doamna Caragian ne-a dat o singură pagină din jurnalul unei femei măritate, care cumva deschide această parte, până la amintirile de mult, mult mai târziu, totul e impregnat de afectivitate, de emoție, de un intim bine învăluit, nu scos afară, nu pus în vitrină. Și în acest filigran, un ton, o nuanță cu totul și cu totul particulară, pe care am simțit-o și în cartea Portret în dialog, pe care am făcut-o cu Radu Paraschivescu în urmă cu câțiva ani, e relația superbă cu soțul ei. O relație de invidiat, pur și simplu, implauzibilă pentru mine cel puțin, dar atât de frumoasă și de adevărată. Cu el am împărtășit tot ce se putea împărtăși, de la experiențe mai nefericite până la cele frumoase, și figura lui transpare, cum spun, în acest filigram al intimului, în toată cartea. De altfel, Antoana Caragian, făcând din nou așa o estivă de autor un pic alintat, spune că se gândește că, de fapt, toate amintirile pe care a putut să le readună aici pentru noi sunt niște amintiri indirecte, pentru că și-a amintit, în primul rând, fotografiile pe care în fiecare călătorie soțul ei, care nu se despărțea nicicum de aparatul de fotografie, le-a făcut. Deci până și acest exercițiu de amintire, care e cartea lansată astăzi, e în același timp și un exercițiu de recuperare a acestei intimități. Exercițiul de amintire e și un exercițiu de admirație. Și trec cu asta la cel de-al doilea filigran al cărții Antoanei Caragian.
Bogdan. E atât de multă cultură și atât de frumoasă postura pe care o ia domnul Ralian în fața muzeelor, în fața pinturilor, a statuilor din piețele orașelor pe care le vede, ca și în fața scriitorilor pe care îi întâlnește, încât amintirile ei devin, cum spuneam, din exercițiu de amintire și un exercițiu de admirație. Cum vine al treilea Chilidan, care face, poate, dintre toate, dovada cea mai limpede că avem de-a face cu o scriitoare, e cel care ține de stilul Antoanetei Ralian. Găsim, identificăm o marcă foarte, foarte proprie, felul în care știe să articuleze la un moment dat propoziția, fraza, amintirea cu o notă ironică, autoironică de multe ori, plină de umor. E aici cu adevărat o abilitate care nu e la îndemâna oricui. Și o să trec spre Radu Paraschivescu oferindu-vă un astfel de foarte scurt exemplu de ce înseamnă să fii scriitor mare, jucându-te cu toate aceste filigrane și al intimității și al culturalului și al ironiei. Vă citesc din Întâmplări haioase de peste mări și țări, una din piesele primei părți, Întâmplări de peste mări și țări, partea a doua sunt întâlnirile doamnei Ralian cu scriitorii mei, partea a treia e din nou alintat intitulată de rapaje, sunt niște microeseuri superbe. Cea mai nostru pățanie am avut-o la Florența. Cineva de pe stradă i-a indicat soțului meu adresa unui hotel foarte ieftin. Mi s-a părut că recepționerul ne-a întrebat dacă vrem camera, mi s-a părut ciudat că recepționerul ne-a întrebat dacă vrem camera pe toată noaptea. Mi-a spus că stai zâmbit și crede că o să plecăm la 3 noaptea să vizităm orașul. În drum spre camera noastră, am trecut printr-un salon în care o doamnă mai vârstnică, înconjurată de 4 fete tinere și frumușele, se uitau absorbite la un film la televizor. Soțul meu, un sentimental incorrigibil, mi-a spus: te-ai văzut ce frumoasă scenă de familie? O bunică cu nepoatele urmăresc împreună un film. Mai târziu, soțul meu a pogorât să cumpere ceva de mâncare și s-a întors cu o caserolă de spaghetti și cu o mutră lungă de un pot. În salon găsise nepoatele un furou, s-au înținut în foarte sumare, mânt și giugiuriu-se cu niște bărbați sub ochii aprobatori ai bunicii. Vă mulțumesc! Asta confirmă că viața e un bordel. Există oameni care toate îți fac bine, sau de multe ori îți fac bine, și nu știu că o fac.